Sunt Sergiu Nedelea, somelier, și vă invit în fascinanta lumea gusturilor și aromelor, pentru că vreau să decriptăm, să descifrăm împreună toată această poveste legată de asocierea vinurilor cu preparatele culinare. Și uite că avem niște preparate pe măsură, și anume preparate din patiseria franțuzească. Nu ai cum să nu te bucuri, nu ai cum să nu te gândești oare ce vinuri se asociază cu aceste interesante preparate pregătite de Daniel. Millefeuille sau, dacă am putea spune mai pe românește, multe foi sau cremșnit, cum a rămas în folclorul nostru, este o prăjitură interesantă. Avem foitaj de fină calitate, avem crema aceea de vanilie și foarte interesant, Daniel a adăugat niște fructe negre aici. Uite, gândul m-a dus automat la șampanie, pentru că de șampanie este vinul suprem și avem și niște rațiuni asociative acolo. Să nu uităm că șampania practic se face din trei tipuri principale de struguri care sunt asamblate, bineînțeles, prin vinul rezultat din aceste sori de struguri. Și mă refer aici la Chardonnay, care este suveran și în regiunea Champagne și în Chablis, acolo foarte jos, imediat sub Champagne, avem Pinot Noir și Pinot Menuet, sau Pinot Moralului, cum se mai spune, nu întâmplător, pentru că este ușor prăfuit strugurile, deși este roșu, are acolo pe purină un mic praf alb care ne amintește de Moralul care a ieșit din moară. Ei bine, toate aceste trei sori vin și dau valoare șampaniei. Șampania, până la urmă, este un vin suprem, un vin care, trebuie să recunoaștem, probabil a apărut dintr-un accident, când nu se gândeau că oare de ce a apărut vinul acesta cu bule, vreo fermentare târzie, apoi a fost controlată și, bineînțeles, finalizat ca procedeu tehnologic de către vestitul Dom Perignon, abatele mănăstirii, care la un moment dat, spre sfârșitul vieții, era acolo în beciuri, nu prea vedea lumina zilei, pentru că se ocupa de șampanie, ar fi spus într-o mare exclamație, gustând din șampanie: o, Doamne, parcă beau stele. Noi așa, lângă patiseria franțuzească, parcă bem și noi stele, pentru că avem aici minunate arome. Ne aduce aminte cumva de mirosul acela specific al șampaniei, dat de autoliză, care ne duce cu gândul la puțin tost, puțină pâine, coajă de pâine, dar mai ales mirosul ăsta inconfundabil al patiseriei franțuzești, din care răzbat brioșele și se joacă cu simțurile noastre. E, fructele de pădure au venit să fie acolo cumva alimentate în arome și în gust și de Pinot Noirul, care a întregit tripticul din această șampanie. Toate aceste elemente nu fac decât să ne bucure și să ne ducă cu gândul la cât de minunată este bucătăria franceză, în caz de față patiseria franceză. Să nu uităm că avem multe episoade legate și de istoria Franței când vorbim despre șampanie. Chiar marele Napoleon avea o vorbă și mă refer aici și la faptul că acest milfoi a fost cumva pudrat cu un zahăr, amintind de faptul că rușii a reușit să-l învingă în lunga iarnă rusească pe Napoleon. Marele Napoleon spunea la un moment dat: dacă ai pierdut o bătălie, bea șampanie. Dacă ai învins într-o bătălie, cu atât mai mult meriți o șampanie. Asocierile culinare cu vinurile sunt destul de complicate, dar haideți să facem un fel de fusion, nu? De obicei, când ne gândim la fusion, ne gândim la diferite ingrediente din colțuri diverse ale lumii alăturate într-un preparat. Eu de data aceasta am ales strămoșească, ancestrală, fetească neagră, să fie alături de patiseria franceză în această tartă cu ciocolată neagră. Belgian, atenție! E, care ar fi simbioza între aceste două elemente? În principiu știm că la desert nu prea putem să ne ducem de multe ori cu vinurile roșii, dar ciocolată este numele, pentru că în această fetească neagră, pe lângă aromele acelea specifice de prună, prună uscată, totodată mă duce chiar și către prună uscată afumată, regăsesc și niște nuanțe de ciocolată. Mirosul acela de cacao, pudră de cacao, ciocolata amăruie, chiar și în gust ușor se regăsește, practic face trecerea mai ușoară și mai ajută să fac o adevărată asociere între cele două elemente. Elementul lichid și elementul solid metamorfozat în acest interesant desert făcut de șef Daniel. Toate poveștile astea, într-un fel sau altul, ne duc tot în istorie. Nu știu când și cum a apărut tarta asta pe lume, dar știu câteva lucruri despre feteasca neagră. Feteasca neagră, spuneam mai devreme, ancestrală, pentru că dovezile s-ar duce undeva în urmă cu vreo 2000 de ani, s-au găsit niște semințe în zona Uricaniului de astăzi și povestea feteștii negre pleacă de acolo, din nordul Moldovei, se așează bine pe curbura arcului Carpat prin Vrancea și se pare că face casă bună în dealul mare,
mare, de fapt de unde vine și această fetească neagră, bine amprentată, bine lucrată și un nas absolut superb. E bine, fetească neagră a rezistat timpului și astăzi o avem cumva extinsă pe tot teritoriul României. Poate o fi bine, poate o fi rău. S-a dus, bineînțeles, și peste Prut și s-a așezat pe acolo prin Republica Moldova, dar din punctul meu de vedere, un exponent principal al acestui soi rămâne totuși în zona dealului mare. Pentru că fetească neagră este un soi iubitor de soare. Vorba cuiva, fetească neagră, nici nu știu dacă să pun sau să fac sarmale din frunze de foi de fetească neagră. Dar eu zic, hai să facem vin din fructul care nu așa vede soarele, să ne bucurăm de el, dar atenție, să ne bucurăm cu moderație, pentru că de fetească, dar conține și ceva alcool acolo în spate. Cu drag!